Transparency International România, cluburile Rotary Baia Mare și Baia Mare 2005 și Griffith School of Management au organizat ieri după amiază în Baia Mare summitul Integritate pentru Prosperitate. Eveniment ajuns la 8-a ediție. Prin acesta s-a urmărit promovarea integrității ca element cheie al succesului în dezvoltarea mediului public și privat. În sala de spectacole a Casei Tineretului, cea care l-a găzduit, fiind prezente personalități importante ale României. Summitul de integritate pentru prosperitate, susținut de Transparency International România, își propune să abordeze teme de interes național pentru a conștientiza, sensibiliza și coagula spiritul civic, etic și moral. Transparency International România, m-am alăturat acestei echipe în primăvara anului 2004, dintr-un crez personal, acela că nu este nevoie să faci compromisuri sau să accepti compromisuri, fie ele și profesionale, și că atunci când crezi și îți dorești cu adevărat ceva, poți să reușești. Organizația Transparency International în România a fost înființată în urmă cu 15 ani și a dus o activitate continuă pentru schimbarea acestui fenomen de corupție, care ați văzut și prin recenta vedetă, în ghilimele, a corupției, care este scandalul Rexy Pharma, la ce proporții s-a ajuns. La summitul despre integritate pentru prosperitate s-a vorbit despre integritatea în afaceri, despre motivație, dar și despre autenticitate în epoca narcisismului colectiv. De asemenea, s-a abordat tema istoriei integrității de la primele civilizații până în ziua de astăzi, iar violonistul Alexandru Tomescu, care este prezent pentru câteva zile în Baia Mare, a discutat despre valoarea în muzica clasică. Muzica clasică tinde așa să se complacă în această zonă de confort, a sălii de concerte. Muzicienii de cele mai multe ori se gândesc că asta este rolul meu, să fiu muzician aici în filarmonică și să nu ies niciodată din aceste cutume, din aceste tipicuri. Și am simțit că, într-adevăr, trebuie schimbat, trebuie făcut ceva pentru a sincroniza. Muzica clasică cu celelalte arte. Pe durata câteva ore s-a derulat summitul organizat la Casa Tineretului din Baia Mare.